Hei, salutare tuturor, sunt Lucian și bine v-am regăsit la un nou episod de Free Fire. După cum v-am promis, astăzi o să postăm un nou episod în care prezentăm contul meu de vânzare. Glumesc, nu e de vânzare. Contul meu pe care mă joc eu acum, pe care inițial sunt Grandmaster, în care sunt în guildul Geo, astăzi îl vom prezenta cu toate chestiile pe care le avem pe cont. Dar după cum vedeți am 1200 diamante, dar le lăsăm acolo că o să-mi iau eu niște membership-uri, chestii de alea și vreau să strâng multe diamante să se adună 10.000. 10.000? Să fac MP40 max sau o să vedem noi, o să le spargem. Dar astăzi o să prezentăm contul meu cu toate chestiile nou-nouțe, toate chestiile care le-am luat de la eventuri și tot ce am pe cont. Deci înainte să începem, nu uitați să dați acolo un mare, mare like, un subscribe. Iar noi, hai să vedem. În primul rând avem acest costum de la acum care s-a rebăgat. Ăsta care am avut un noroc mare la el. Bă, și voi uitați-vă la tot contul, la final, la arme, tot e șmecher, la arme, repeat, la arme, e forța, am luat un MP, o să vedeți voi. Și la final să-mi spuneți, după ce v-ați uitat la tot contul, cât ați da pe el. Eu nu-l vând, nici nu o să-l vând în următorii câțiva ani, contul ăsta nu o să-l vând. Dar, totuși, cât credeți că s-ar merita contul ăsta, cât ați da pe el? Bă, eu am aici mai multe culori pe buiah pesuri, în primul rând, nu e doar o culoare. Ca idee, hai să vedem. Contul ăsta nu e veteran, are un an. Contul, asta nu înseamnă că e un joc de un an. Contul are un an, de aceea nu are multe chestii gratis. Free, care s-a dat free. Dar câteva le are, cele de un an. Dar nu, că eu nu m-am apucat să mă joc serios pe contul ăsta de 7 luni. Așa că în 7 luni am făcut level 58, avem multe costume pe care am dat diamante. Uite, pe ăsta am dat 800, stați că nu mi s-a echipat ăsta, 800 sau din cutii când s-a băgat atunci de Halloween. Știi, cei care sunt mai vechi pe canal și au văzut spargerea de diamante, știu cât am dat. Avem și ăsta, da, mai multe costume aici, după cum vedeți, 180 de bluze. Și sunt multe chestii, multe costume care eu am de unde să aleg. Adică am. Uite, sunt multe pălării aici și eu momentan mă joc cu asta că am luat acum și mie îmi place, eu vreau de mult. Barba am, pe barba am ochelarii ăștia, masca, am și primul buiah pes. Eu le-am pe toate, în afară de a patrulea, ăla care a fost cu pești, cu rechin, cu ce a mai fost. Bă, dar fiți atenți, rămâneți până la final pentru a vedea tot contul. Nu cred că o să fie un clip chiar foarte lung, dar am niște chestii care voi nu le știți că nu am făcut spargeri de diamante, nu am filmat la cea spargere. Uitați, am iepurile, asta sigur știți că am iepurile. Și în al doilea rând am și o placă. Cred că ați văzut un meciuri, dar eu de mult nu fac, filmez meciuri, challenge-uri nu fac. Și am o placă șpecher acolo. Deci stați să vă uitați. Am mai multe bandane, 4 la număr sau 5, care sunt foarte bune, sunt care de la top, cu Scorpion, cu Angelica, chestii de astea care sunt bune. Facebook-uri le vedeți voi, dar nu le vedeți de fapt. Punem masca asta. Punem Facebook-uri, uitați asta care plânge, care îmi place. Mamă, și ăsta are efecte, n-aș tot. De la ce? De la BFPS. Bă, de asta care plânge îmi place cel mai mult. Am mai multe machiaje, Facebook-uri de astea. Deci le vedeți și voi. 26 la număr, dar sunt și pe fată. Pe fată nu o să prezentăm contul. De ce? Poate data viitoare o să prezentăm și pe fată. O să fie mai lung. Ăsta am pampucii și bluza. Pe fată, dacă o să prezint și pe fată, o să dureze clipul mai lung. Deci vedeți voi în majoritar de cât de multe chestii sunt, care nici nu știu toate de unde sunt. Multe, exact, multe s-au dat free, dar nu toate. Nu toate s-au dat free. Unele le-am mai câștigat de la niște roți, eventuri, chestii din alea, care dădeai diamante și pe lângă premiu mare îți pica diferite costume sau chestii. După cum vedeți, multe articole, multe iteme, multe chestii din astea, chestii. Astea sunt chestii, multe chestii, multe bluze, multe tricouri, tricouri de fotbal, nu prea multe, am două, dar din astea două sunt foarte bune. Uitați, ăsta și până dau până sus, eu mor. Hai că fac așa. Și ăsta. Sunt două, dar două sunt foarte bune. Astea două. După cum vedeți, pantalonii pun și eu pe toți mai rapid, să-i vedeți voi care sunt cei mai bune. Ăștia îmi plac. Cine mai sunt? Ăștia sunt interesanți, ăștia tot.
unde mai este pe jazz original, de eu îl folosesc ăla de la Iepure, că e nou de câteva luni, am înțeles. Da, pantalonii, vedeți voi majoritatea câte sunt, îi punem înapoi pe ăsta, hai punem papucii, să vedem câți papuci avem, papuci, 100 și ceva avem. Uite, ăștia-mi plac și ăștia-mi plac, că sunt interesanți, acum îi port. Și ce mai avem, tigri ăștia, am înțeles, mai mulți papuci, mai multe perechi de papuci din care vă puteți alege, doar că nu, voi nu vă puteți alege că contul nu-l vând. Da, voi scrieți în comentarii la final, după ce vedeți tot ce e pe cont, cât ați da pe el, cât ați da pe el. A terminat și cu hainele, haideți cu backpack-urile, după cum vedeți sunt multe, multe la număr, la nu așa multe, că nu sunt așa multe, dar eu nu mai folosesc backpack-urile, le pun să se ascundă în meci, ca să nu le văd, că eu nu-mi plac, sunt mare, doar priviți și voi cât de mari sunt. Lootbox-ul aici e mai interesant, pe ăsta multe sunt scumpe, ăsta e de la Thompson, ăsta nu știu de unde, ăsta e de la Top Up cu iepure, ăsta nu știu de unde, abar n-am, acum nu mai știu, uite ăsta e de la M4 Evo, ăsta e de la CG-ul Evo, după cum vedeți am multe lootbox-uri bune, adică mie îmi plac, de la Hyperbook-uri, de la chestii de astea, astea mai sunt, cred că sunt free, că n-au efecte, de fapt ăla cred că nu era free. Ok, avem parafite, nici nu mai trebuie să ne uităm. Uite, placa asta, de placa asta ziceam că e, de voi n-ați văzut spargerea. Da, e o placă șmecheră. Bă, restul plăcilor nu știu de unde sunt și pot să spun că, baba, nu, astea sunt de la Băiah Pesuri, dar rechinul e a doua placă care e sub formă animalului, este pisica și rechinul. Și eu am rechinul, deci, like, dați un like chiar acum, dacă n-ați făcut-o. Haideți să strângem la acest clip 150 de lighiene. Dacă strângem 150 de like-uri, o să fiu cel mai fericit. Și vine și un clip, o să găsesc cu ceva interesant, un cont, ceva. După cum vedeți, am 19 emoturi, dar o să am 20, că când o să termin Băiah Pesul, că l-am cumpărat. Dar emoturi nu am multe free, cele majoritate sunt multe bune. Am și multe glue-uri, o să vedeți pe la final alea sunt. Uitați voi, emoturi, mai multe din shop, mai multe de la eventuri, asta de la Master Heroic, ce mai este? Ăsta e de la Top Up, ăsta free, ăsta a fost la un Faded Wheel, ce face asta, nu? Emoturi ăsta e în mișcare, poți să mergi că face emoturi ăsta. Ăsta nu știu de unde, ăsta e gratis. Ăsta nu e gratis, e de la Mister Shop, l-am luat și ăsta tot așa, de la Mister Shop l-am luat. Și ăsta free, în rest nimic, avem niște mașini din astea scumpe, niște motociclete, mașini, nu mai stăm să ne uităm la toate. Aici avatar, banere, nu știu ce să fac, să dau mai încet, să dovediți, să vă uitați la toate, că nu mai pun, uite, l-am pe ăsta, dar nu trimit. Bă, ce trimit, mă, toți mesaj? E bine, nu-mi trimit mie, dar avem notificare, am înțeles. Lasă să fie acolo, nu trageți atenție. Avem 8 pietre. Și multe cutii care o să facem un crate opening în curând, după ce o să fie mai multe. Deci, bine că am terminat și cu inventar, acum trecem la arme. În primul rând avem această M4 cu 2 retovare, avem acest AK, M14, scarul ăsta care e bun, FAMAS-ul ăsta care nu mă joc, FAMAS XM8, nu e permanent, anien nimic, plasma asta, AUG-ul ăsta de la Kronos. După cum vedeți, parafalul acesta, parafalul și ăsta și alte parafaluri, Kingfisher-ul care l-am luat de două ori, SKS-ul, SVD-ul, Woodpecker și două AC-uri. Permanent aveam această cățea cu 2 retofire, cățeaua cu 2 retofire din nou. Și fiți atenți ce urmează la SMG-uri, de dați chiar acum un like dacă încă n-ați dat pe like, fiți pregătiți și... Bine, avem UMP-ul cu 2 retofire, restul nu sunt bune, UMP cu 2 retofire, da, e pe 5, nu știu cine se mai joacă, dar dacă se mai joacă sunt 2 skin-uri, o skin pe VSS, MP40, level 4, mai sunt încă 3 MP40, puteam să-l fac acum câteva zile de 5, dar l-am lăsat. O să-l fac oricum și de level max acest MP40, nu o să rămân așa. 2 Thompson-uri, 2? Bă, parcă... Bă, Garena mi-a furat un skin... Bă, parcă erau mai multe, nu două. Bă, eu îi bat. Ce? Vectorul și Mach 10. Dar, bă, parcă erau mai multe pe Thompson. Nu două.
La SG-uri avem ăsta care nu e permanent, dar o să, cred că o să-l iau pe ăsta, Evo, poate. Poate l-au și pe videoclipul de ăsta, poate încă. Am ăsta cu 2 range, dar tot e bun, are 2 range, 2 bătaia focului, bătaia focului range, mag-uri avem, nu mă joc cu mag-ul, și 2 charge buster, ăsta e cel mai bun. Sniper avem, dar nu știu ce e noi echipat ăsta, că e cu 2 rate of fire și e cel mai bun, de la mine din colecție. 3 din astea, un tratament sniper, pistoale, da, nu prea sunt, M500 aici, mini Uzi, la mil aveam niște tigăi pe care puteți faceți micul dejun aici frumos, mai multe tigăiușe, tigăi, asta da, am înțeles, acum paranguri, parang, nu le știu de unde sunt, așa că nu mă întrebați că nu știu de unde sunt. Bâtele tot nu le știu de unde sunt. Katana asta știu că a fost la un event, nu știu care. Coasa asta tot nu știu de unde am, iar îmi trimite mesaje. Și după cum vedeți, mai multe coase am aici, asta că nu le-am văzut pe toate. Uitați asta, 4 coase. Am 3 cuțituri care pe, uitați pe ăsta l-am luat de 3 ori. Da, a fost la top, la nu știu ce și încă la nu știu ce. Am 19 glue-uri, frații mei, și din 19 glue-uri sunt, cred că mai mult de jumătate sunt care am dat diamante pe ele. Bă, încă și am mai multe glue-uri decât grenade, după cum vedeți voi, grenadele astea de acum. Pune și pe asta să explodeze așa, mamă, ce efecte au grenadele astea. La smoke nu e nimic și aici. Am ăsta tot a costat diamante, după cum știți, de la Hyperbook, dar... interesant, ăsta nu știu de unde, nu le știu de unde, asta știu că era de undeva. Eu că nu le mai țin minte de unde sunt, asta e free. A, nu, ăsta nu a fost free, a fost la un top-up, ăsta nu știu sigur dacă a fost la un top-up sau ceva, asta a fost cu diamante. Top-up, cu diamante, pisica asta, nu, ăsta, și astea două. Hai să le numărăm cele care s-au dat cu diamante. 1, 2, 3 și 4, da, ăsta a fost, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 skin-uri, din 19 au fost cu diamante. Avem niște lansatoare aici, 3 frumoase și... bă, cam asta a fost prezentarea. Hai să vedem și la caractere și la levels, acolo pe profil, să vedeți cum este. Bă, sper că v-a plăcut acest episod. Nu știu de ce mi-a dat că sunt level 17 la maxim. Dar nu le-am pe toate caracterele, la pieturi. Am pieturi importante. După cum le vedeți, le-am pe astea, am pinguinul, am... cioara, am mai multe chestii, nu chiar așa multe, dar am cioara și pinguinul cel mai important. La profil level 58, Grandmaster 1 momentan, dar mă duc imediat la 2, din guild, de la guild nu contează, mai multe sezoane de Master, Grandmaster, Heroic, oricum, deci, fraților, cam acesta a fost și clipul de azi, eu sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să dați acolo mare like, să zdrobiți butonul de like, eu am fost Ocean și până data viitoare ne auzim cu un nou episod de Free Fire.